bine ați venit în casa Domnului, biserica din loc vă salută, vă urează bun venit, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să vă urăm bun venit fratelui Florin Ianovici, grupului de drept, Dumnezeu să-i binecuvinteze. În locul unor și Dumnezeu să mă ridice de scaun, Dumnezeu să-i binecuvinteze. V-a motivat? Vă mai așteptăm pe la. Haideți să trecăm de început pe picioare, de nivelul de presiune a statului personal. Și am vrea mai mult de toate pentru că suntem adunați din mai multe confesiuni, din mai multe biserici, din mai multe localități, să dăm mână de pace unii cu alții, să ne urăm cum venit. Puteți să spuneți Hristos a înviat. Întrebați-vă ce ați făcut de pași, cum ați făcut. Nu vă povestesc prea multe, că aveți timp și după ce slujba religioasă i-a sfârșit. Îl invit pe fratele Alexandru de început să facă o rugăciune prin care să solicite prezența Domnului în mijlocul nostru, în sanctuarul Său cel Sfânt. Amin. Cu reverență și mulțumire în această seară să vă reîntrebați și recunoaște cât mai harul Domnului a ținut pe picioare. Deci dacă suntem prezenți în locașul acesta, Doamne, împreună cu cei de departe și, și cu cei de aproape, este mila și îndurarea ta, Doamne, care a fost revărsată de semnul. Mulțumim, Doamne, de dragostea pe care ai arătat-o și în această zi pentru ai tăi copii, pentru generația aceasta de tineri, pentru cei care au pășit pragul casei tale. Te rog, numele Domnului Hristos, binecuvântează-ne pe fiecare dintre noi. O, Doamne, Dumnezeule, ne stăm un timp în față care în care am vrea, Doamne, ca Duhul Tău cel Sfânt să cerceteze orice inimă. Am vrea, Doamne, Dumnezeule, să străpun sufletele noastre cu al Tău cuvânt, să te lași, Doamne, care noastre inimi să intre într-un duh al închinării, să ne putem bucura de prezența Ta. Te rugăm, Doamne, Dumnezeule, dă-ne înțelepciunea și priceperea să putem să am față unui Dumnezeu care este viu, veșnic, întotdeauna. Și pentru aceasta, Doamne, ajută-ne să stăm cu inimi deschise. Lasă un cuvânt bogat pentru ale noastre suflete și în continuare te lăsăm la lucrul Tatălui și Duhului Sfinte. Amin. Aș invita frații să vină în fața, avem lucruri și în dreapta și în stânga. Bine ați venit în casă de unul. S-a deschis și balcon, dacă nu mai sunt locuri aici, în fața lui Dumnezeu, să și sus la balcon. Am vrut tine să luăm o cântare. O cântare care spune singurul motiv de laudă, ești doar tu, Domnul meu. Singurul înălțat pe pământ și cer, ești Iisus, tot mereu. Unul din marele motive pentru care suntem în seara aceasta în casa lui Dumnezeu este bunătatea și dragostea lui Dumnezeu. De aceea am vrea, prin versul acestei cântări, să ne exprimăm recunoștința noastră față de Bunul Dumnezeu care ne-a dat har, care ne-a dat sănătate și iată-ne că astăzi suntem strânși în casa lui Dumnezeu. Haideți împreună să ne ghidăm Domnului cu versurile acestei cântări. Singur motiv de
cunoașteți care este tema serii de tineret. O cunoașteți? Da. Nu știu dacă la fapt de fratele Florian ce mai cunoaște cineva. Duhul Sfânt spune fratele Florian. Așa este. Tema serii este cum pot descoperi voia divină în viața mea. Suntem într-un timp, dragii mei, în care din ce în ce mai mult tinerii zilelor noastre sunt din ce în ce mai frământați cu privire la care este voia lui Dumnezeu în ceea ce privește viața lor. Personal, uit de multe ori în viața mea și am atâtea întrebări la care de multe ori nu primesc răspuns și mă întreb oare care e planul lui Dumnezeu pentru viața mea și care este direcția spre care mă pot îndrepta în viața aceasta. Socot, dragii mei, că seara aceasta este o oportunitate de la Dumnezeu prin care Dumnezeu vrea să ne aducă o fărâmă de lumină vieților noastre. Fiecare dintre noi care în seara aceasta suntem în casa lui Dumnezeu. Îmi aduc aminte de o întâmplare în care se povestește despre o femeie. Era o zi de iarnă, nu o zic aceasta, de primăvară, chiar dacă nu este atât de cald și de soare cum ne-am fi așteptat noi, este important să fie soare de pregândire în sufletele noastre. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și în timp ce se plimba printr-o pădure, vreau să vă spun că a fost marcată de un glas atât de puternic care s-a auzit de undeva din spatele unei pești. Ea avea un copil în brațe, învelit într-o pătură și a tot auzit în mod repetat acest glas care a spus: intră în peșteră, intră în peșteră și intrând în peștera aceasta ai posibilitatea să îți iei orice bogăție vrei tu, orice diamant, orice pietre prețioasă. Dar să nu uiți să-ți iei la sfârșit ceea ce este cel mai important. Că dacă vei mai vrea să mai intri, ușa aceasta peșterii se va închide pentru totdeauna. Determinată de acest glas pe care l-a auzit atât de răsunător în puterea frigului, a intrat în peșteră și a fost uimită într-un mod plăcut să vadă acolo atâtea bogății, atâtea pietre prețioase, atâtea diamante. Și a spus: wow, ce binecuvântare! Și a lăsat copilașul undeva pe o piatră mare și a început să privească toate acele pietre prețioase, le-a strâns în brațe cât a putut și aceeași voce care se auziseră mai devreme a spus: grăbește-te, pentru că mai ai o minută la dispoziție și mai ceva trebuie să părăsești peștera aceasta. Atunci a luat tot felul de bogății ce a apucat ea într-o repeziciune, a ieșit afară și în momentul în care a ieșit afară a auzit zgomotul ușii peșterii care s-a închis. Și atunci și-a dus aminte că a uitat ceva. Uitasele copilului. S-a bucurat pentru un timp de bogățiile care mai apoi s-au dus, pentru că tot ceea ce este valoros în ochii lumii este perisabil și efemer. Dar au purtat o regretere mare pentru totdeauna, fiindcă au uitat de acel copilaj. Suntem în seara aceasta în casa lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că povestea acestei femei, într-un fel sau altul, poate fi și povestea noastră. Viața aceasta pe pământ nu e mai mult decât o peșteră, unde există atâta răceală, atâta înghețul sufletesc și de multe ori abia se mai întrezărește lumina. Sunt momente de întuneric și de negură și nu știm ce alegeri să facem în viața aceasta. Asemenea acestei femei, fiecare dintre noi suntem supuși unor suite de alegeri pe care trebuie să le facem. Și dacă vreți, viața se concretizează printr-o înșiruire misterioasă de alegeri pe care fiecare dintre noi va trebui să le facem pe pământul acesta. De aceea vă spun, dragii mei, că este foarte important să alegem cum trebuie. Pentru că în funcție de alegerile pe care noi le facem, vom purta consecințele. Dacă alegerile au fost bune, direct proporționale cu alegerile noastre, vor fi și consecințele opțiunilor din viața noastră. Dumnezeu să ne ajute să ne dea binecuvântare în privința aceasta. Așa cum stăm pe picioare, vom înălța o rugăciune către Dumnezeu împreună, plecându-ne capetele în semn de reverență adâncă față de Dumnezeu și vom spune așa: Doamne, mă aflu în momente în care am atâtea alegeri de făcut în viața aceasta. Viitorul este atât de sumbru, atât de înturecat, atât de obturat de ochii mei și am nevoie de o lumină de la tine. Parcă nu mă ajută atât de mult nici sfatul psihologilor, nici sfatul prietenilor mei nu mă ajută atât de mult. Sunt în seara aceasta în casa ta și sunt conștient de faptul că numai vocea ta cea sfântă este aceea care oferă siguranță și poate să îmi confere
eu am nevoie pe pământul acest. Haideți, așa cum ne pricepem, așa cum simțim în această seară, să ne înălțăm brațele împreună către Dumnezeu și să spunem, Doamne, vino, dă-ne lumină și izbândă în alegerile vieții cotidiene. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvânteze. Ne plecăm capetele și ne rugăm înaintea Domnului. Așa cum suntem, ne plecăm înaintea ta. Este o inimă deschisă, sinceră, curată, o inimă care să se închine în seara aceasta. Dumnezeu e prezent acolo, amin? Doamne, ai deschis cerul Tău, ai lăsat slava Ta și ai venit pentru mine și pentru Tine. Haideți să rugăm pe Dumnezeu în seara aceasta, cu toată inima noastră. Ai deschis cerul Tău, ai lăsat slava Ta și ai venit. Mulțumesc pentru sâmbetul Tău, Spirit.
sfinte stele, mântuirea ta. În clipele grele, pentru dragostea ta, revăsată în mine, mă întine cu nos, că ești tot și răstesc. Mulțumesc! Dacă ai aici puțin motiv să-i mulțumești Dumnezeu în seara aceasta, spune, Doamne, mulțumim că ai deschis cerul și te-ai coborât într-o zi pentru noi. Ai deschis cerul tău și ai lăsat strada ta și ai venit. Să te arunc
găsit, Doamne, stat între doi tâlhari, unul pentru mine și pentru noi toți. În seara aceasta, Doamne, veni cu recunoștință și îți mulțumim că ne-ai dat sănătate și stăm în picioare și datorită jertfei tale, Dumnezeu. Te rog, Doamne, în seara aceasta să mântui tineri în locul acesta. Te rog, Doamne, prin cuvântul Tău sfânt, să mântui, Dumnezeule, să dai putere celor care nu mai au, Doamne. Te rog să vindeci pe cei bolnavi. Te rog, Doamne, să fii un cuvânt de îmbărbătare și de mângâiere pentru cel care e descurajat. Să fii tată pentru celor faptul. Sau și pe văduve, Doamne, pe cei săraci. În seara aceasta stăm înaintea jertfei tale și îți mulțumim, Doamne, și îți mai cântăm că la Calvar mântuirea e în dar. Haideți cu toată inima, doar biserica. La Calvar mântuirea. Doresc în seara aceasta să cânt și tu. Aș vrea, Iisus, cum să fiu ca tine. În pribecia mea pe acest pământ, de atâtea ori când grea ispita vine să biruiesc, să fac un tot de fapt. Haideți să cântăm cu toată inima noastră. Ce spuneți?
Leu din Milda naște pui de lei sau de curci? Eu cred că naște pui de lei. Toți băieții în această seară se vor ridica, fetele vor coborâ și vor avea locuri pentru să vă răsplătească. Vă aveți mari șanse să vă însurați în seara asta. Stați aici, să nu plecați acasă. Mă elimine. Dar plecați la balcon, că voi sunteți înalți. Am impresia că fetele nu le-au venit și pe locuri. Le-am pus ispit ca să vină pe locuri. Și nu pot să stea în picioare o oră și o da? Ales ca să nu se facă așa de mult agitație. Ne ridicăm cu toții până când coboară fetele și urcă băieții. Dumnezeu să-i răsplătească. Vreau să-i aplaudăm pe cei care s-au ridicat. Iată ce simplu este în viață să fii credincios. Dumnezeu să fie binecuvântat și pentru că tot va mânca limba, va cânta Leu din Iuda, da? Haideți cu toți în această seară să dăm cinste celui ce este viu în vecii vecilor. Dacă cumva mi s-a spus că nu aveți voie să serviți la biserică lucrul ăsta, nu e adevărat, bucurați-vă în mântuirea pe care Dumnezeu ne-a dat din toată inima. Lăudați să fie Iisus! Amin! Lăudați să fie Iisus! Amin! Haideți și cu inima și cu cuvintele noastre și cu cântecul nostru să lăudăm pe acela ce este viu în vecii vecilor. Abia aștept să-i văd pe băieți la balcon, sper că n-au plecat și n-au ieșit. Ușienii, să-mi dați voie să plece! Nu te cunoșteam, tu m-ai chemat.
Dacă în seara aceasta nu poți să te închini, că n-ai bani la tine, poate data viitoare vii și aduci un scaun.
Bun. Până atunci, haideți să ne închinăm Domnului și aș vrea împreună să cântăm un cântec frumos. E mai mult o rugăciune a Sfântului nostru. Cântecul acesta spune, aș vrea Iisuse Sfânt să fiu ca tine. Propusese una din dorințele care în ultima perioadă mă preocupă, să semăn cu acela care e dragostea vieții mele. Și aș vrea ca să facem această lucrare ridicați, poate cineva a venit cu portofelul și să stea pe el. Deși la vârsta asta mă gândesc că nu aveți portofel. Până și buzunarele sunt goale. Important este să fie inima plină. Cânteam ne închinăm Domnului și pe cum asculta cuvântul Domnului, respect pentru cei ce stau în picioare, că orele sunt destul de înaintate și n-am vrea să obosim pe frații noștri. Iisuse, scump să fiu ca tine, în primejia mea pe acest pământ. Atâtea ori când te-ai schimb ca tine, s-o biruiesc prin Sfântul tău cuvânt. Se spuma ta pomoară, ne mângâie, pe te să-mi dăruiesc. Aș vrea ca mine tot ce vrei să moară, ca tu să faci mine ce dorești. Aș vrea, Iisuse, peste noi. Am vrea, Doamne Dumnezeule, să lași un timp de părtășie cu cerul. Deschide-ți zăcaturile binecuvântării și revarsă un cuvânt puternic, Doamne.
Înzestrează robul Tău, Doamne Dumnezeule, cu har și cu putere să vestească cuvântul Tău și lasă, Doamne, inimilor noastre, Doamne Dumnezeule, deschiderea de a-L primi, de a-L mărturisi și de a-L vesti cu Domnul trăi pe pământul acesta. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, din locașul acesta să faci o scăldătoare, un loc, Doamne, unde să ne putem întâlni cu cerul, cu împărăția Ta, Doamne. Străpunge fie ce inima, Doamne, lasă ploaia Duhului Sfânt, lasă soarele neprionirii pe cerul vieții noastre și fă ca binecuvântarea Ta, Doamne Dumnezeule, să ne însoțească în continuare. Ne rugăm, Doamne Dumnezeule, pentru mic și pentru mare, Doamne. Binecuvântează-ne, Doamne Dumnezeule, cu puterea Ta. Am vrea, Doamne, să fim însoțiți de harul Tău în această seară. De aceea străpunge orice inimă, Doamne Dumnezeule. Atinge orice suflet, Doamne, dacă zrăm, dă tămăduire. Dacă sunt neputințe, dă, Doamne Dumnezeule, întărie și putere prin Duhul Sfânt. Pe cel care este căzut, ridică-l, Doamne. Pe cel deznădăjduit, îmbărbătează. Pe cel care este slab și neputincios, Doamne Dumnezeule, fă-l să fie puternic în numele Tău. Fie, Doamne Dumnezeule, seara aceasta un timp de părtășie cu cerul, cu frații și cu surorile și aici în mijlocul nostru, Doamne Dumnezeule, să tronezi Tu. Pentru toate și pentru tot, te binecuvântăm și te lăsăm la lucru în continuare. Fie binecuvântat numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să vă mai dați o dată mâna unu altuia, unu altuia mai târziu. Să vă întrebați de unde veniți. Dacă nu vă cunoașteți, faceți cunoștință. Că vedeți că cineva doarme, scoprați mai tare mâna, să treziți. Să nu ne ridicați pentru un minut, la început de ce ridică pe Sfântă. Faptele Apostolilor 17:11. Un singur verset. Faptele Apostolilor 17:11. Unde Biblia spune așa. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonica. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau Scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dumnezeu să vă binecuvânteze. În față, fratele Nelu Floarea, Domnul să binecuvânteze frate pastor. În spate, Lante Eugen și Veronel, alți doi pastori, sunt înconjurați. Aș vrea în această seară, iubiții Domnului, să stăm de vorbă despre un subiect care, dacă încă nu vă preocupă, cu siguranță că să vă preocupă. Am imaginea unei femei undeva la Arad, după o seară de vestirea Cuvântului Dumnezeu, am făcut o chemare la altar și mi-aduc aminte de o femeie în vârstă care a venit și a încercheat lângă amvon. Ceea ce pe mine m-a marcat a fost faptul că femeia aceea, la un moment dat, se lovea cu capul de amvon și spunea, mi-a mirosit viața. Subiecte ca acestea sau, dacă vreți, stări ca acestea, mi-aș dori să le evităm. E un timp în care semănăm semințe și Dumnezeu va turna la vremea potrivită ploaie. Ce anume veți pune în pământul inimii voastre, aceea va răsări. Și mi-aș dori să fim scutiți de nefericire. Îmi doresc din toată inima să mă chemați la nuntă și să aveți lângă voi un băiat pocăit sau o fată credincioasă. Îmi doresc să creșteți copiii care să fie sănătoși și să vă iubească. Îmi doresc ca Dumnezeu să vă dea o pâine bună. Mi-aș dori să aveți un loc pe care să-l numiți casă și să trăiți pe pământul acesta ca o lumină a lui Dumnezeu. Toate acestea ne sunt la îndemână, pentru că promisiunile Lui nu sunt pentru ziua de ieri numai și numai pentru o generație. Promisiunile Lui sunt pentru fiecare dintre noi. Dar Dumnezeu să ne ajute să ne putem face temere. Dumnezeu să ne ajute să putem să fim oameni înțelepți, care să înțelegem ce trebuie să înțelegem. Sunt foarte multe situații de criză în ultima perioadă și bag seama că criza a devenit o stare a multor suflete, nu numai a unei națiuni. Aș putea spune că există o criză a familiei, aș putea să spun că există o criză chiar a libertății. Dacă te uiți în anumite state,
cum este Coreea, spre exemplu, îți dai seama că nu prea există libertate. Există foarte multe crize în ultima perioadă și crize de identitate. La un moment dat te întrebi cine ești. Sunt oameni care nu mai sunt siguri de cine sunt eu. Dar unul dintre lucrurile cu care de care m-am izbit în ultima perioadă și care mi se pare că e de natură să blocheze mult bine, e criza decizională. Am băgat de seama că oamenii nu mai au tăria și nu mai au puterea să ia decizii. Pur și simplu oamenii sunt blocați în fața unei decizii importante, pentru că pe de o parte le este frică de consecințele rele care putea să vină ca urmare a unei decizii privite sau greșite. Pe de altă parte, trebuie să fim sinceri și să spunem că o decizie este întârziată pentru că nici nu mai știm pe cine avem în față. Avem în față un prieten sau avem în față un dușman. Este greu să iei o decizie când nu știi cum sunt oamenii de lângă tine. Și din nefericire trebuie să recunoaștem că în ultima perioadă oamenii au ajuns să fie extrem de ciudați. Una spun și alta fac. Și atunci când țin, ți-e teamă cum să iau o decizie dacă nu știu pe ce sau pe cine să mă bizui. Am băgat de seamă că decizia este și ca urmare a lipsei de informare. Vreau să vă spun un lucru. Foarte multe dintre temerile noastre se datorează faptului că nu avem suficiente informații. Câți dintre voi n-ați zburat cu avion? Mâna sus. Bun, n-ați pierdut nimic. Dar vreau să vă spun că în momentul în care o să aveți primul zbor și o să decolați împreună cu avionul, datorită faptului că nu știți la ce să vă așteptați, o să aveți tot felul de sentimente și o să aveți un fel de teamă datorată necunoștinței. La al doilea, la al treilea, la al zecelea zbor, deja o să fiți un pic stăpâni de voi, pentru că știți. Spre exemplu, când avionul aterizează, auzi o trosnitură. Nu te speria, nu s-a rupt fuselajul, este trenul de aterizare care iese din avion. Și sunt toate lucruri care le înveți în viață. Uneori, temerile noastre care ne blochează deciziile se datorează și lipsei de informații corespunzătoare. Și în această seară am bucuria să vă spun că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu care nu-i pasă că suntem în 2014, pentru că niciodată Dumnezeu nu o să fie depășit. Dumnezeu nostru este un Dumnezeu care are principii valabile oricărei generații și oricărui timp. De aceea adevărul lui Dumnezeu nu se schimbă. Adevărul lui Dumnezeu sunt eterne. Amin. Adevărul lui Dumnezeu sunt folositoare și pentru generația aceasta. De aceea, binecuvântat să fie Dumnezeu care este dornic să ne dea răspunsul. Mărit să fie Dumnezeu. Și aș dori în această seară Dumnezeu să crească o generație de oameni capabili să iau decizii. Eu, spre exemplu, lucrez de ceva vreme ca slujitor al lui Dumnezeu și vreau să vă spun că și la nivelul de sus, ca și la nivelul de jos, oamenii sunt blocați. Când aud de expresia institut, comitet, comisie, deja mă albesc la față. Comisiile, comitetele, totdeauna, până iau o decizie, pacientul e decedat. Totdeauna vine soluția odată cu certificatul de deces. Și unii îmbătrânim, tot așteptând o decizie care nu mai vine. Aș vrea să vă spun că există multe cauze pentru care oamenii nu iau decizii. Dacă este vorba să iei o decizie pentru altul, de cele mai multe ori oamenii sunt lipsiți de interes. Adică dacă n-am un interes să iau o decizie, nu iau. Nu ne asumăm responsabilitățile. O să spuneți că timpul acesta este un timp diferit. Nu este un timp diferit. Foarte mulți oameni nu iau decizii pentru că trebuie să răspundă pentru ele. Și această poveste este veche. Se poate explica Adam Pendelete. Nu eu, Doamne, ci ea. Nu mulți sunt cei ce își asumă în viață deciziile. Și vreau să vă spun în față Domnului că a fi credincios înseamnă să fii un om responsabil, a fi credincios înseamnă, și dacă ai luat o decizie care s-a dovedit a nu fi corespunzătoare, să ai tăria să stai în picioare pentru ea. Asta ne învață Dumnezeu, asta ne învață credința. Aș vrea să vă spun că mulți dintre noi, când este vorba să trăim, știți că timpul unui om sau viața unui om este format din trecut, prezent și viitor. Suntem într-o oarecare măsură specialiști în trecut. Ne tot uităm și spunem, de a fi putut să fie șteasă din viața noastră această zi. Câți dintre voi aveți măcar o zi care ați vrea să dispară din calendarul vieții? Pocăiților, ceilalți care lăsau mâna jos și aveți artrită? O ridic primul. Sunt momente pe care le regret în trecutul meu. Sunt zile care n-aș vrea să mai fie așa cum au fost. Și trebuie să recunosc lucrul ăsta. Suntem specialiști în trecut. Stăm și ne uităm și de multe ori spunem, dacă aș fi avut altă minte sau altă înțelegere a lucrurilor și ne pare rău. Apoi ne uităm că suntem oarecum specialiști în viitor. Nu știu cât
și nădejde mai există în rândul dumneavoastră, dar în orice caz, omul când privește viitorul, îl privește într-un chip oarecum luminos, aș putea să spun. Nu poți să te uiți spre viitor să se spui e sumbru, e întunecat. Nu e specific vârstei voastre. Asta de la 45 de ani în sus se instalează această părere, nu? Nici atunci spune fratele Veronean. În schimb, ceea ce noi va trebui să înțelegem este că cel mai important nu este să fim specialiști în trecut. Ce să mai schimb dacă a fost? Învață din el. Nu suntem specialiști nici în viitor. Știți de ce? Multe din lucrurile care le gândim noi nu se vor realiza. În cel puțin cum visăm noi. Și atunci ce avem? Avem ziua de azi, de bine. Amin. Avem clipa de acum, când se vede în casa lui Dumnezeu. Avem Biblia deschisă și posibilitatea să învățăm ceva astăzi. De aceea, sfântându-ne, Doamne, puterea să înțelegem prezentul și să luăm o decizie bună azi. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Există încă un lucru care, dacă vreți, face ca deciziile noastre să fie greu de luat. Și acesta l-am numit, nu eu, ci așa este acum, confuzia. Vedeți că, cel puțin, când eu eram, ce ciudat sună, când eu eram tânăr, dar asta este adevărul. Când eram de vârsta dumneavoastră și doream să dăm la o facultate, întrebările noastre erau destul de puține. De ce? Era o facultate de medicină, era o facultate de drept și era SEU. Adică mai erau și altele, dar cam astea erau facultate, alte facultăți nici nu existau. Nu exista facultate de psihologie, de sociologie și atâtea alte științe umane. Iar de filozofie nu prea avea nevoie nimeni. Ce să faci cu filozofia în perioada comunistă? În sfârșit, întrebările erau limitate. De ce? Pentru că nu era așa o mare diversitate și nu era așa o mare gamă. Astăzi există o mulțime de specializări, există o mulțime de oferte, Europa aproape că nu mai are granițe, poți să ieși afară, există termeni de comparație, deodată deciziile devin mai grele. De ce? Pentru că se instaurează confuzia. Bună oară, noi de Crăciun aveam întrebări grele, adică și cu ce împodobim pom? Cu ce împodobim? Cu hârtii. De cele mai multe ori cu hârtii colorate. Bomboane nu găseai, portocale nici atât. Acum, puțin încerc să vă fac să înțelegeți că crescând această diversitate a alegerilor voastre și posibilitatea de a alege diferit, crescând termenii de comparație, deciziile devin mai grele și confuzia se instaurează mai puternic. Plus că totul este într-o permanentă schimbare. Aproape că ai putea să spui că de la o zi la alta în România se întâmplă ceva. Ce era ieri, nu mai este astăzi. Ce e astăzi, nu poți zice că va fi mâine. Începe o facultate și pe când se termină, totul e desființat. Nu știu dacă ați băgat de seamă, n-ați băgat de seamă că n-aveți de unde. Știți cum face nou guvern când vine? Ca să poată să-și angajeze oamenii, inventează un nou organigram. Dacă până atunci erai funcționar public, acum ești public funcționar. Și atunci trebuie să dai examen din nou, pentru că tu nu mai ești pe același organigram. Organigrama este nou, pentru că de fapt funcția este nouă. Numai de ce? Ca să-și angajeze ei oamenii. Și în lumea aceasta extrem de, instabilă, devine greu să iei o decizie care să fie bună. Și ai nevoie de foarte multă înțelepciune. Și ai nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. De aceea spun, Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă dea putere să alegeți înțelept, pentru că este o vreme de confuzie. De asemenea, aș vrea să vă mai spun încă un lucru, dragii mei. Ce am scris aici, am gândit și m-am rugat de multe ori. Sunteți într-un timp, și suntem într-un timp, dar cumva trebuie să spun că, într-o oarecare măsură, eu mă simt mulțumit cu cei 45 de ani mei și de aici, mulțumesc, la fel și vouă, de aici încolo mă simt dator să trăiesc mai mult pentru alții decât pentru mine. Am avut parte de mult bine, am avut parte de fericire, m-am căsătorit cu fata pe care am iubit-o, am o căsuță, mulțumesc lui Dumnezeu, nu mor de foame, aș putea spune că chiar aș putea să mai renunț la câte ceva de mâncare și voi, după Paștele ăsta, în sfârșit, am închis paranteza. Dar aș vrea să vă spun, iubiții Domnului, că sunteți asaltați și bombardați. Există o pseudo-știință. Îți pline tarabele cu cărți. Foarte mulți oameni care se auto-intitulează oameni de știință. Foarte mulți specialiști ai vremurilor noastre vin cu tot felul de, idei. O să auzi astăzi o mulțime de idei. O mulțime de lucruri care zic ei că sunt deosebite, științifice, fundamentate. Sunt lucruri care sunt testate psihologic. Și în realitate, dacă stai și te uiți de ele de aproape, sunt de fapt niște surogate. Aud des, în ultima perioadă, ceva de genul, ce ți-mi de tine? Ei, lasă, domnule, ce dacă s-a întâmplat lucrul ăsta? Viața merge înainte.